Viața a zeci de pacienți depinde de sângele donatorilor. Zilnic, la centrul de transfuzii, în jur de 30 de olteni dau o șansă celor aflați în suferință. Unii fac acest lucru de ani de zile, alții vin impresionați de anumite cazuri medicale, dar fiecare picătură de sânge donată dă șansa la viața unor pacienți. Da, vreau să donez. Ați mai donat sânge? Nu, acum vin de la 18 ani, n-am mai fost să mai donez sânge. Mai donat mai de mult și cred că acum vreo 10 ani și acum donez din nou. Pentru un caz anume sau? Da, este pentru un caz anume, este tatăl meu internat în spital și are nevoie de sânge. Donez sânge din 2003. De ce? De curtezaci? Mi-a părut bine când donez să ajut pe altcineva, cât pot. Cu toate că zilnic vin oameni care să doneze sânge, cererea este mult mai mare. În acest moment se înregistrează un deficit foarte mare pe grupa de sânge AB negativ, o grupă de sânge foarte rară. Raportat la necesitățile comenzilor de la spitalele din județ și la cele din capitală sau din Craiova, avem un deficit de sânge pe grupele cu RH negativ. Doresc enorm să conștientizeze populația aceste nevoi, pentru că nu odată ni s-a întâmplat să vină donatori să doneze, dar din păcate nici unul dintre donatori nu avea grupa de sânge al pacientului. Și atunci nevoia de sânge este din ce în ce mai mare. De sângele colectat la centrul de transfuzii din Slatina depinde viața pacienților din spitalele oltene, dar și a celor din spitalele din țară. Greutatea trebuie să fie peste 50 de kilograme, să fie într-o stare bună de sănătate fizică, dar și mentală, în primul rând, să nu fi suferit în ultimele 6 luni, în ultimul an, nicio intervenție chirurgicală, să nu fi fost de curând la stomatolog, să fi făcut vreo extracție ceva, vreo lucrare dentară, femeile să nu fie în perioada menstruală, bineînțeles. Pentru a reduce deficitul de sânge, periodic, atât pompierii olteni cât și jandarmii nu salvează vieți doar prin prisma meseriei, ci și donând sânge. S-au făcut campanii împreună cu inspectoratul școlar, cu Ministerul de Interne, cu departamentul ISU din județul nostru. Ca să nu mai vorbesc despre o procedură internă care a centrului de transfuzii zilnic, noi ne estimăm stocul de sânge și în momentul în care observăm că sunt grupe deficitare ca stoc, avem desemnate persoane din centru care identifică în baza de date grupa respectivă la donator și sunt anunțați telefonic, sunt invitați politicos să vină a doua zi să doneze sau când pot dumnealor să doneze. Pe lângă analizele medicale precise, cei care donează sânge primesc o zi liberă de la serviciu și 7 tichete de masă. Condițiile în care este prelevat sângele de la donatori sunt unele destul de bune. Timpul de așteptare este unul destul de redus, iar în cazul în care este nevoie urgentă de o anumită grupă de sânge de la un donator mai vechi, atunci acesta are întâietate.